Bună ziua, dragi trader! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la un nou webinar! Organizat, ca de obicei, sub egida Admirals, sunt Liviu Moldovan și tot ca de obicei, la capătul celălalt al wireless-ului, cum îmi place mie să spun, se află colegul și colaboratorul meu, Dorin Roșu. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! S-au schimbat multe de la ultima noastră conversație pe teme de piețe, de joi seara de la emisiunea Mr. Market de la Canal 33? Aș spune că s-au potențat sau și-au păstrat același sens, au evoluat în aceeași direcție. Au fost foarte consecvente piețele. Da, eu văd, spre exemplu, aș menționa, bun, că Wall Street-ul a mai crescut, ok, dar aici s-ar putea să fie treaba pe Forex, da? Pe euro, mă rog, dolarul care tot pierde constant, e o mișcare, a continuat mai mult pe Forex decât pe Wall Street, cu excepția tehnologiei care revine, aici Apple în ultimele câteva sesiuni cred că a luat 10% în total. Dacă să nu uit, 2% aici, era 6% în timpul emisiunii de joi, deci de joi seară. Deci avem 6 și ceva cu 2, 8 și ceva, cât o mai fi fost luni marți, poate, deci aproape 10%. Și scădere continuă și amplă a dolarului și o ușoară revenire pentru Bitcoin. Bun, acum, în fine, în sesiunea de vineri situația era diferită, major 16.800. Asta se tranzacționează și în weekend și de asta încă se bâție, mai dă din picioare acolo. Dar știrea proastă pentru întreaga piață cripto cu acea entitate FTX, parcă, sau nu mai știu cum se chema, TFX sau ceva, care a zis, ceva din trei care începea cu F, da. Da. Așa, prima oară când aud de ea, mă rog, eu nu sunt cu cripto, în fin. Au zis, domne, gata, faliment. We shall file for chapter 11. Yay. De unde, acum câteva zile, spuneau, domne, după ce s-a retras Binance din deal, să-i cumpere, ăia băieți inteligenți, știi, bă, cumpărăm, don't try to catch a falling knife, știi? Da. Nu cumperi un vapor care se scufundă, să zicem, da? Cumperi și asigură repede. Au zis ei că dacă în foarte scurt timp nu face rost de 4 miliarde, end of story. Și a fost end of story, logic, cine să le dea. Dar putea să sună la colț, că e ușor, 4 miliarde găsești oriunde, adică vecinul de la colț sună și tu mărunțiști la tine, poate, da, cum să nu? 4 miliarde, în Venezuela, poate, sau... Da. Că ea au inflația acolo cu deșteptul ăla, ci mai sunt, nu mai știu ce țară, Columbia sau nu mai știu, parcă era una, care și-a schimbat, a renunțat la moneda proprie și a zis, gata, bă, noi avem finanțele țării, tot un Bitcoin. Na, mă, joacă pe asta, hai să vă văd acum. Deștepții pământului. Cererea și oferta. Piața cripto, da, e safe, e safe haven în caz de turbulență pe piețele internaționale, e o treabă sigură, aici trebuie să te bagi. Ia uite. Da. Caritas era mai sigur, da, în fine. Deci asta avem în piețe, foarte, foarte frumos din acest punct de vedere. Și în Europa am avut o sesiune pozitivă. Bun, hai să ne uităm pe Dungi. Te rog. Bun, Dungi. Și începem cu ce vrei tu. Păi cu EURUSD, dacă tot... EURUSD. Tot eram acolo, da. Care, ia uite, de la ultima noastră discuție, ce s-a hotărât el să mai facă? Mă rog, prin prisma ceea ce
a pățit dolarul în principiu, dar oricum ceea ce este demn Este de menționat. surprinzătoare ofensiva taurilor. Da. Și sunt teribil de curios să văd care va fi reacția la acest maxim precedent. Pentru că fie am putea asista la o ușoară extindere deasupra acestui maxim, dar iată media mobilă de 200, care ar putea să oprească această apreciere. Și atunci va fi, să spun așa, momentul adevărului, în sensul în care dacă media mobilă de 200 va servi cu adevărat de rezistență, atunci va determina o scădere destul de importantă, care cel mai probabil va testa zona minimelor precedente, care vedem că sunt într-o formațiune de higher lows, dar la fel de bine poate avea loc, indiferent de momentul ajungerii la media mobilă, poate avea loc o revenire ușoară și apoi pentru o consolidare, da, pe termen scurt, cum vedem aici, și apoi o continuare a ceea ce a început în principiu aici și a accelerat aici, da? O continuare a acestui momentum. Dacă acest lucru se întâmplă și media mobilă va permite prețului să o depășească, atunci ar trebui să ne uităm pe weekly, unde vedem media mobilă de 50, aproximativ în zona lui, să spunem, rotunjit, da, 1.06, și abia acolo s-ar putea să vedem, cel puțin pe termen mediu, de acolo începând o nouă fază de scădere și după aceea mai vedem ce se mai întâmplă. Cam așa mă aștept. Și din nou, asta nu este o recomandare, niciun scenariu, niciunul dintre cele două scenarii nu este o recomandare și cum bine știu, dragii noștri urmăritori, tot ceea ce se discută aici nu trebuie interpretat ca sfaturi de investiții, de tranzacționare, ca semnale și așa mai departe. Da, eu remarc un aspect. Te rog. L-am menționat, dacă aici am avut mișcarea importantă, continuitatea aceasta, eu aș prefera să nu atingă acum media la 200. De ce? Pentru că dacă dă cu capul de ea și corectează, Așa. toată această dinamică va căpăta un fel de conotație negativă. Uite, bă, a dat cu capul de media la 200, rezistență puternică, gata. O sucește de acum. Mi-ar plăcea ca Așa. în debutul săptămânii să tranzacționeze lateral sau să facă o corecție. Ok. Și abia apoi, pe o nouă ofensivă, să se ducă și să străpungă media la 200. Asta este ceea ce mi-ar plăcea. Bă, cum E ai al spus doilea și tu, nu scenariu. sunt recomandări, nu? Asta e, așa aș vedea eu. Pe stohastic, bine, dar ăsta e mai fâșneț, așa, depinde și cum l-ai setat tu. E E mai, e overbought acolo, ok, dar ADX-ul de-abia ia trend. Da, Și are asta ar loc, fi un din pic. punctul ăsta de vedere, are loc de crescut pe mai departe. Exact. Deci consolidăm un pic, mai coboară stohasticul o sesiune, două, după care o luăm din nou. Așa, dacă ne fugim de toată energia, după aia vin pe contraatac urși. Ok, hai să ne uităm puțin pe weekly, te rog aici. Spuneam de media asta mobilă de 50 și aici un maxim precedent care ar putea să servească el așa drept. Păi suntem la o
La un fost suport care acum e rezistență. Da. Nu, ăla se Deci, suprapune, nu, ne încurcăm cu nu, astea. eram curios. Știu, doar îl șterg, dar apropo de media mobilă, da. Suntem pe Poate să minimele alea de acolo, 30,2. ăla a fost un super suport care a mai fost și rezistență de unde ai tras tu Fibonacciu ăla vechi, ăla mic, Da, da? unde e prețul acum? Da. Da, da, da. Știi? Adică e ca la carte acolo situația. Și ADX-ul încă n-a schimbat, sau acum schimbă vitezele, trece de marș arier în drive, din reverse în drive, pardon, și stohasticul mai are loc. Bun, mai are loc S&P-ul. Ia să vedem. That is the question. Da. Pentru că n-a avut o sesiune atât de puternică precum eurodolar. Eurodolarul a fost mai cumpănit, știi? A împărțit creșterile. O creștere în sesiunea de joi, urmată de una quasi similară în aia de vineri. Ăsta s-a bolucit joi și vineri a început să gâfâie, știi? Șmecherie. Da. Sărac. Sărac. Ceva să-i dăm contrasmului. Ok, dar situație relativ asemănătoare pentru că cu cea de pe euro-dolar, în sensul că dacă nu corectează acum, ca după aceea să încerce să străpungă, aș spune, dubla rezistență formată din media mobilă și celebra, da, linie de pe weekly, Care e dacă dunga lui Cătălin? exact, Cătălin ar Chim, ca să știm. așa, exact, să știm despre cine vorbim, corect. Atunci șansele sunt exact cum spuneam în primul scenariu și cum spuneai și tu, că dacă dă cu capul de media mobilă acum, din această inerție, să o numim așa, respectiv de dunga lui Cătălin, s-ar putea interpreta, da, practic să asistăm la ceva de genul acesta, da? A, uite, s-au oprit aici, s-au blocat taurii, evident, da? N-au putut să ducă prețul dincolo de media mobilă sau de dunga linia lui Cătălin, a, păi nu, că atunci înseamnă clar că urșii au forță Păi și e uite cum rândul s-a lor. întâmplat în august. Păi da. Asta Ăla e zicea. scenariul care nu-mi place. Deci s-a dus până în medie, aproape milimetric acolo, 2 pixeli Atât. distanță față de dunga lui Cătălin, linia aceea de tren, și după aia a cârmit-o și a cârmit-o urât, făcând un lower low. Asta spuneam că nu vreau să se întâmple, Da, da, știi? da, Sau da, că da. mi-ar plăcea să nu se întâmple, știi? Și Asta uite, ca este idee, semnificarea. scuze că te-am întrebat. Aici, iată, Un vedem canal, da. exact un canal ascendent și, prin urmare, chiar mai bine să mai scadă o dată, să Da. creeze un higher low și după aceea să-și Să ia scadă avânt. până la aia verde, de exemplu. Da, Corecție da. până la media, nu știu, De 100, de aia, care de 100. cu 50 Care și cu dublu suport. 50, cu 100, cu, da, sunt aici multipli și submultipli, da. Până la urmă, să le spunem urmăritorilor că ne-am luat cu vorba, bă, ce s-a întâmplat săptămâna asta? În Ce s-a sensul întâmplat? că, păi, nu că au câștigat orașul Kherson, ucrainenii, nu e asta, mă rog, poate, un pic, dar nu. Alegerile, rezultatele spectaculoase ale alegerilor midterm din Statele Unite, unde avansul la Senat e bara-bara, deci se ia la egalitate, se vor relua alegerile în Georgia, parcă, sau e un stat unde se vor relua și atunci se va decide cine are majoritatea la Senat. În cameră au republicanii 211 locuri la 208, nu, 204 parcă ceva. Deci cu o marjă foarte mică. Mult mai mică decât estimările, sondajele și cum s-a aștepta toată lumea. Se discuta despre un val roșu. Da? La ei acolo e invers. În sensul că republicanii, mă rog, să spunem, Partidul Conservator de acolo,
Au culoarea roșie, culoarea de bază. La noi aici în Europa, roșu e asociat cu stânga. În fine. Și era, se spunea despre un val roșu care va veni, va mătura toată piața politică, știi? Păi și n-a fost nici măcar un vălurel, așa, o mică, știi? O undă. Da, o, așa, un pic apa s-a smorțit, bă, că să nu creadă ăștia că am înghețat, știi? Exact. E stare cu stare. Și inițial reacția din piețe n-a fost, se vede sesiunea destul de adâncă, descădere de miercuri, și față de maximul de sesiunea de marți, avem ceva scădere acolo. Pentru că, na, Wall Street-ul ar fi preferat o administrație sau un câștig puternic sau la distanță mai mare al republicanilor pe ideea Trump și ce bine a făcut el, care a dus taxe și Wall Street-ul a plăcut și burse și tralala. Ok, democrații fiind ăștia, preferința secundă, să spunem, adică de pe locul 2 în ochii investitorilor. Așa e, dar în fine. Apoi, deci asta a fost trezirea la realitate de miercuri. Joi am avut date despre inflație care a ieșit sensibil mai mică decât CPI-ul, da? Sensibil mai mică, mai mic indicele prețurilor de consum decât valoarea lunii precedente, deci decât estimările, și a zis, aha, deci în decembrie, nu mai scoatem din cărți 75 de puncte de bază ridicarea federalizării și ne mergem numai cu 50. Și de aici, uite cum momentul de pivotare al federalizării s-ar putea să fie mai aproape decât luasem noi în calcul până acum. Și au scăzut dobânzile titlurilor de stat. Erau acolo câteva perechi din astea de inverted yield curve. S-au mai lămurit lucrurile din acest punct de vedere. Ca urmare, dolarul a scăzut și am văzut chestia asta și am avut acel salt pe piețe. Mergem mai departe, Nasdaq și Dow Jones. Mai rapidel, așa. Ok. Nasdaq, în principiu se aseamănă, are și el o medie mobilă relativ importantă. Cea de 200 și cu echivalentul lungului Cătălin sunt ceva mai sus, sau e ceva mai sus, deci ar mai fi spațiu, dar oricum are ceva O să rezistență. mai sus. E indicele mai jos. Ele, Da, da, de da, fapt, știi, au da. Da, aceeași da, da. alure. Sunt, da, un double bottom aici, dacă nu ținem cont de înțepătura aia. De unde ai tu un Fibonacci? Păi da. Da. Deci înțepătura aia cu sesiunea verde, da, cu minim, cu așa. Dar e chiar mai bine că s-a uitat așa repede de aici. Da, Știi, double bottom. dar aia nu poți, știi, dacă nu ții cont de înțepătura aia de acolo, Ah, aici ai un da. double bottom clar, știi? În principiu, l-aș vedea la fel. Poate mai târâși gropi și poate își mai trage și răsuflarea, dar deocamdată ar trebui să-și păstreze, dacă nu intervine nimic fundamental, să-și păstreze inerția cu aceeași atenționare asupra zonei de triplă rezistență, până la urmă, medie mobilă, dunga lui Cătălin, linia lui Cătălin și, da, din Fibonacci Retracement, retragerea de 61,8. Iar dacă ne uităm pe DJ, aici diferă un pic situația, iată că Fibonacci deocamdată trebuie să aștept un pic ca să pot să-l retrasez. Inițial trasasem până aici și iată că a străpuns maximul. Aici se vede destul de clar că a depășit și echivalentul liniei lui Cătălin și inclusiv media mobilă de 200. Deci mă gândesc că pentru a te cita maximul precedent s-ar prea putea să joace rolul unui magnet, ba chiar și pe planșa de weekly, iată că avem depășite toate mediile mobile. Practic, următoarele rezistențe sunt reprezentate efectiv de maximele dinainte. Pe weekly, parcă ar încerca să controleze stohastic cu o posibilitate de
Cell, dar ADX-ul și Parabolic SAR-ul sunt cam bullish. La fel și pe Daily, Parabolic SAR-ul și ADX-ul sunt destul de bullish. Ba chiar și stohasticul încearcă să rămână bullish și a încercat un pic să schimbe direcția, dar acum s-a răzgândit. Să vedem, să vedem. Dar va conta reacția față de acest maxim precedent, pentru că dacă se va opri puțin înaintea lui, Ar trebui fie va mai poate să încerca să... corecteze lunga lui Cătălin acolo, că e cam aproximativ față de maxim. A, să o traseze așa, Nu, crezi? a... da, uite, Aici... pe daily, nu, pe daily, zic. Vezi că acolo a depășit, deci ai un... Da, a depășit un pic și a stat cu mințel. Aici s-a cam extins un pic. Un pic mai Da, mult, nu, dar... hai că... Da, în fine, nu contează. Da. Bun, Bun. vă jurăm euro, vă jurăm America, rămânem în America cu uleiul și apoi ne mutăm în Europa. Aici, cum spuneam și în cadrul emisiunii, evident de la Canal 33, pe care o onorăm în fiecare seară de joi. Rubrica graficele lui Dorin. Exact. Nu, Mulțumesc. nu ratați. Exact așa. Analiză tehnică live la TV. Unde mai vedeți așa ceva? Bun. La CNBC, da. Na. E, da. Bun, bun. Așa. Discutăm despre potențial un flat. Da, avem, până la urmă avem trei zone importante, acest maxim, această zonă aproximativ de 61,8 și minimul precedent. Și între acest maxim și 61,8 se prea poate forma un soi de flat, prin urmare, atâta vreme cât rezistența nu este depășită, respectiv suportul nu este depășit, mă aștept ca prețul să oscileze în acest flat. Cu atenție la, desigur, mediile mobile, stohasticul, iată, că încearcă el un pic să schimbe direcția și să arate cum că ar veni o creștere, totuși, și lucru care este subliniat, evidențiat și de ADX, totuși nu are neapărat foarte mult loc, adică, ok, s-ar putea duce până în media mobilă, până în maximul precedent, dar, la fel, Este... tot flat ar fi. Nu avem chestii Nu există. fundamentale, da? Care să țină de analiza fundamentală, care să justifice creșterile. De fapt, joi n-a fost creștere, vineri a fost. E o mai degrabă o mișcare dolariană. Exact, Dolarul exact. scăzând, activele denominate cresc nominal, au o creștere nominală. Dar încă suntem în acel canal de bălângănire. Total îmbălângănire. Tu, 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 tu. Da, face calorifere acolo. Excelent. Bine, daxometru. Bun. E, uite, aici petrecere. Aici avem, chiar să aruncăm un ochi pe weekly, apropo de echivalentul lungii lui Cătălin, departe de lungă. Și, de asemenea, media mobilă, iată, a încercat, da, a zis, domnule, stai un pic, că urși o să creadă că acum ai de luat în jos. Nu! Hap! Și a avansat pe creștere. Indicatorii sunt toți și Bă, parabolici. neamțul-i neamț, mă. Exact. A Sunt ținut... Bă, ce prospectări. scrie la carte la analiza tehnică? Fărște în zi, fărște în, gata, aia facem, aia aplicare, aplicare în zi, știi? Exact. Ia. Ia, Exact. ia vol. Mi s-a spus că aia e, aia e, Aia e. nu stă neamțul să-și Să pune el dispute, să întrebări se și... încurce. Exact. Ceea ce e de apreciat. Și iată că pe weekly vedem, ca să termin cu indicatorii, da? Că indicatorii zic, ok, stohasticul e în overbought, ar încerca el să poată să dea un semnal de sell, dar cam greu acum. ADX-ul la fel e și el pro-creștere, parabolic are și el pro-creștere, în schimb, media mobilă, și acum treci și la linii, împreună cu acest 61,8 și împreună cu această zonă, ar putea să delimiteze o arie de rezistență. Prin urmare, această creștere, ca să revin pe daily, da, ar putea să cel puțin facă un popas în zona acestui maxim precedent
Și, din nou, cum îmi place să spun, prefer să vorbesc pe concret, pentru că, evident, poate fie să confirmăm de preexistență și să vedem o retragere și după aceea vedem retragerea respectivă, ce caracter are, ca să ne dăm seama dacă e o scădere sustenabilă sau Retragere ca încercare. trupele rusești din Herson, nu? Da, Ru da, da. pardon, rusești. Exact, Ruzia, Ruzia. Da. Așa? Sau dacă această creștere va trece, cum zici tu, ca să te citezi, like knife through butter, da? Dincolo de această zonă de rezistență, și Nu, să nu, nu. Knife vedem. through butter e expresia originală. E, da, în sensul că tu o Eu sintezi. am zis like through cheese. Ah, strucis. E, uite, scuze. Ah, da, corect, corect, scuză-mă. Reținusem ideea, nu exact. Da. Așa. Era Și o dacă acest... parafrază la expresia originală. Corect, ai parafrazat, corect. Și dacă rezistența aceasta va se mai dovedi a fi cașcaval, cheese, Brânza de aia atunci... mai veche, știi, tântărită, știi, da. Exact, E da, așa. e da, coajă de burduf, știi, și nu mai trece de. Da, da, Coajă da. de brad, mă, coajă de burduf, auzi. Coajă Dar de și brad. burduful, dacă se întărește, îți spargi cu ciocan. Da, Bun. corect, corect. Dar asta spun, dacă va trece de această zonă, atunci teoric chiar și-ar putea pune ambiția și din nou asta nu e o recomandare, e o posibilitate, un scenariu alături de celălalt, în cazul în care nu trece să o ia în jos și atunci vedem, cum ziceam mai înainte, caracterul, da? Dacă o ia în jos în sensul că pe termen mediu sau chiar lung o ia în jos sau dacă își caută, își trage forțele pentru a încerca din nou depășirea nivelului, dar una peste alta, dacă din prima depășește acest nivel, maximul precedent s-ar putea să fie următoarea țintă. Și din nou, asta nu este o recomandare sau un sfat de investiții slash tranzacționar. Ok, hai să ne uităm pe un activ, până revenim în Statele Unite, să ne uităm pe un activ pe care l-am neglijat. No. Și foarte rău din partea noastră, pentru că este unul destul de strălucitor. Aurica. Păi. Fără frică. Goldeanu. Corect. O, oh, ia uite ce a făcut Goldeanu. Da. Da? Este. Păi, e tot dollar trading, să Dollar zic, driven. sau, știi? Scăderea dolarului duce aici. Din contră, știi, uite, vezi că e pe dos. În sensul că se spunea, domne, aurul, activ de refugiu, inflație, ho-ho-ho. Olae, că, uite, au venit date de inflație mai bune, în sensul că inflația sensibil mai mică decât estimări, decât așa, și ăsta a crescut. Deci nu. Da. Cutumele vechi ale pieț din piețe nu mai sunt valabile acum. Că Ce e de mai la mare algo trading, că filmă. e de la alte aspecte, e de discutat. Și în fond nu contează foarte mult, dar asta constatăm. Deci fenomenul de risk on, putem să-i spunem, care a reapărut în piețe, toată lumea a ieșit din active sigure sau considerate cele mai sigure, adică titluri de stat, și a intrat în acțiuni și diverse commodities și așa mai departe. Au ieșit chiar și de pe Bitcoin. Bye. Nu, Da. aia nu intră la capitolul ieșire din active sigure. Păi așa se zice. Bun, că este sigur. Dacă vin Da, extraterestri, sigur Bitcoin că o să pică, fie... sau ce? E un activ sigur că pică, nu că tare. Bun asta. Da. E, în fine. Una peste alta aici ce atrage atenția este maximul precedent și media mobilă de 200. Prin urmare, cum am spus și pentru alte instrumente, inerția s-ar putea să poarte prețul până în această zonă și de acolo mai vedem. Dacă, în schimb, se oprește pe undeva pe aici și începe să corecteze, acest aspect ar putea fi interpretat ca formarea unui lower high și din nou, rămâne de văzut, dacă începe o mișcare ce după aceea se prelungește, s-ar putea să vedem ceva asemănător da, cu ceea ce vedem aici. Ceva care la un moment dat va depăși minimele acestea precedente.
Dar la fel de bine cum spuneam, Ok. prețul poate să fie atras de media mobilă de 200 și atunci lucrurile s-ar cam prea putea Oricum, să s-a schimbe. distanțat și de canalul descendent, deci a ieșit din, să zic așa, cumva, da? Că tot vorbim, să nu se supere că îl neglijăm, BTC. BTC-ul, da, să nu se Un supere. minut. Ni la el. Tu încearcă aici să zvâcnește săracul, se zbate, încearcă să colecteze, cum spuneam și în emisiune pe Matrix, Nu, sau mai bine. pe weekly mai bine. Și pe monthly, dar lasă-l pe weekly întâi un pic. E acolo, da. N-ai ce Da, să... cam depășit Un emisiunea. pic jos, dar în fine, 2 pixel pe ecran. Na. Trend nu are, că nu are de unde, dar arată urât pe partea de stocastic. Da, Adică și ADX nu stocasticul ne mai. spune, bă, încă e în pod. Da, Știi? tot. Da. Da, Până și în beci mai are. asta spun că după cum se prezintă stohastica, se întrerupe și pe Daily. Pe Daily a vrut să întoarcă, dar nu prea a reușit. Iar pe, iată, pe ADX zice că, domne, uite, începe sell-ul. Da. Așa, și mantri, da? Pe Monthly, asta spun că ar avea loc. Avem media mobilă, da, de. Ia ca să vedem să fie aici vizibilă, da? De 100. Și această zonă, maximul precedent cu aceste corpuri. Undeva pe aici, da? Grosomodo. Zonă care ar putea servi de suport și de acolo să E încercăm o sau să bandă vedem. acolo. Corect, mai bine este exact o bandă decât o. Cam până la nivelul la care e media aia verde. Da, de 100. Da. Cam așa Bine. clar. Iau eu ecranul Te rog. și ne uităm la ce avem, ce ne așteaptă în această săptămână. Ia. Un țev în Germania, în fine, a doua estimare a PIB-ului pentru zona euro, nu e ceva. Producer Price Index e dat aici cu 3 puncte, deci înseamnă de importanță maximă, dar după acel CPI care a făcut vâlvă în piețe, Producer Price Index ce o să facă acum? O să iasă și ăsta mai mic și bă, ne așteptam că a ieșit ălălalt. O să iasă mai mare și o să zică, bine, lasă, nu contează, ălălalt e mai important. Deci nu, în opinia mea nu e de maximă importanță. Retail sales astea, da, într-adevăr. Asta este miercuri. La ora 3 și jumătate, vânzările cu amănuntul. Dinamica lor, stocuri de petrol, mă rog, nu cam dată nu e cazul să... Housing start, building permits, a fost cândva de maximă importanță. Acum, în opinia mea, nu reprezintă o problemă. Chestia e de inflație, nu de sector imobiliar și whatever, iar și existing home sales. Nu, deci mâine, un speech al... doamnei Christine Lagarde, care ar putea să fie de impact major, cu 3 puncte roșii aici, pe calendar. Și cam atâta. Deci retail sales, săptămâna ce începe. Bine dorim. Mersi frumos de tot. Cu Ne drag, mersi și mie. vedem joi la emisiune, dacă nu mă cheamă pe mine la operație la Spitalul Floreasca. Și mulțumesc frumos încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne urmăriți. Urmăriți-ne și la televizor și aici, like, share, subscribe și toate cele. Vă urez o săptămână cât mai bună.